Un sfert dintre români consumă o băutură alcoolică într-o zi obișnuită, iar cele mai preferate sunt berea și vinul făcut în casă, conform unui studiu care analizează ocaziile de consum realizate de o companie de cercetare de piață. De-a lungul anului, numărul celor care consumă alcool variază, vârful fiind înregistrat în sezonul cald, aprilie-septembrie. Importanța în consumul de alcool se schimbă odată cu sezonul. Berea este preferată a verii, iar vinul se consumă mai ales în anotimpul rece. În perioada octombrie 2015-martie 2016, cota de consum pentru un vinul de casă s-a triplat. Numărul mediu de ocazii de consum pe zi pentru toate băuturile analizate este de 2,5 ori. Bărbații cu vârsta până în 35 de ani se disting printr-o frecvență zilnică semnificativ mai mare decât media de 3 ori pe zi. Conform studiului, se observă că românii preferă băuturile calde, în principal cafeaua și mixurile pe bază de cafea, aproape jumătate dintre ocazii fiind generate de aceste băuturi. Peste o treime dintre ocazii se datorează băuturilor răcoritoare, iar 16% băuturilor alcoolice. Una din 10 persoane adulte consumă cel puțin o băutură în baruri, restaurante și terase, iar incidența zilnică crește în sezonul cald cu aproximativ 20%. Eșantionul de consumatori este format din persoane cu vârstă cuprinsă între 18 și 60 de ani. În analiză sunt incluse toate tipurile de băuturi, cu excepția apei și a lactatelor. Sunt Silviu Calotă, iar statistica arată că politicienii nu preferă vinul, pentru că ei cred în proverbul latin in vino veritas.